Am revenit în direct la Decisiv și vedem imaginile cu un deputat rus care și-a târnat spaghete la urechi în momentul în care asculta discursul lui Vladimir Putin. Acum este evident cercetat pentru discreditarea armatei Federației Ruse. Vedem imaginile și apoi o să vă spun și care este însemnătatea gestului său. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что так же пренебрежительно, по-господски, они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они ведь тоже цинично обманули баснями и обманывали. Da, gestul este inspirat de expresia "nu mi-a agățat tăiței la urechi", adică "nu mi-a agățat tăiței la urechi", adică "nu mă minți". Cam asta este expresia "nu mi-a agățat tăiței la urechi". Domnule general, zâmbiți și noi am râs când am văzut imaginile. Acum este cercetat, repet, pentru discreditarea forțelor armate. E haslie, dar ne transmite, imaginea asta ne transmite și un mesaj. Nu toți rușii, inclusiv în rândul deputaților, există oameni care nu sunt de acord cu politica imperială a lui Putin. Deci acest lucru, noi am început să uităm că și în Rusia, chiar dacă eu în acest moment se manifestă destul de slab, dar și în Rusia există, mai există opoziție. Încă opoziție rară, firavă. Da. Val, te rog, mai avem puține minute. În primul rând aș admira ecranul. Nu știu, noi nu prea mai avem tehnică din anii de acum 20 de ani. Te referi la, la ecranul de tehnologie, pe care da. Îl privește pe Putin. Doi la mână, omul a scăpat ieftin. Dacă e un opozant, încă n-a zburat pe geam. Adică faptul că e judecat de nu știu ce, asta și nu a căzut accidental, califică la o eventuală schimbare de regim drept până acum se putea îmbolnăvi de deces. Da. Bun, haideți să vorbim și despre robotul consilier. Ați spune, tăiței la ureche ca și cum s-ar urca el să împătan. Cam așa a involuat Rusia.